Rămân tot în domeniul artei, vorbim despre un nou lungmetraj ce va fi lansat în 2023, dar se află acum în faza de post-producție. Mario Maria Marinel, regia Violetei Gorgos, alături de mine în această dimineață este domnul Virgiliu Mărginanu, producător de film, președintele Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și mulțumim pentru invitație! Muncim în continuare, nici o zi de pauză și nici un an în care să nu avem noi producții, iar dacă e să facem referire la anul 2022, mult special la ultima perioadă, avem acest film pe care l-am menționat deja, Mario Maria Marinel. Păi, cel care tocmai și-a încheiat producția, pentru că în luna iulie și august am lucrat foarte mult la pregătirea și producția acestui film, dar practic după încheierea filmărilor, să lasă o pauză, să liniștească, să limpezească materialul filmat, după care intră în postproducție. Respectiv, cred că acum, prin luna octombrie, intrăm în postproducție și sperăm foarte mult ca în cel mai scurt timp, dar asta va fi sigur în 2023 deja, să putem vedea și un prim draft al filmului. Vreau să vorbim despre lansare puțin mai târziu, pentru că până atunci i-am luat pe cei de acasă, avem plăcerea prin intermediul online-ului să avem în direct în aceste momente și pe doamna Violeta Gorgos, regizoarea acestei producții cinematografice. Bună dimineața, sper că mă auziți! Bună dimineața, vă aud, nu vă văd, dar asta e. Noi vă vedem în schimb și ne face asta plăcere. Dumneavoastră ați văzut tot scenariul, ați pus în practică tot acel scenariu și vreau să ne oferiți mai multe detalii despre ce este Mario Maria Marinel. Este un scenariu refăcut, revăzut. Inițial, toată povestea se derula în Italia. Noi am reorganizat, regândit scenariul ca să ne încadrăm în bugetul oferit de CNC și am făcut toate filmările în Republica Moldova. Mario Maria Marinel este un titlu provizoriu, s-ar putea în timp să-i schimbăm denumirea, dar nu asta contează, povestea rămâne aceeași. Este povestea unui copil care se maturizează în contextul în care se întâmplă niște lucruri în preajma lui și până la urmă este o poveste foarte tipică pentru zona noastră, pentru situația Republicii Moldova, pentru oameni care pleacă, pentru destine care se schimbă. Pentru felul de a trăi lucrurile pe diferite paliere, vorba de ce simte mama copilului, ce trăiește copilul și ceilalți din jurul lor. Este o poveste, să zic așa, firească, obișnuită, banală, noi cu nimic ieșită din comun, dar atunci când vorbim cu aplecare despre un subiect din viața noastră, te oprești pentru un moment, te gândești și îți dai seama că lucrurile se trebuie spuse cumva. Doamna regizoare, vreau să vă întreb cum a fost lucru cu echipa direct, cu actorii ce au fost implicați. Vă întreb acest lucru pentru că am văzut că au fost și nume noi pentru cinematografia din Republica Moldova. Nume noi, e vorba de copilul care a fost o găselniță pentru noi extraordinară, un băiat foarte, foarte bun. Gabriel, cu care s-a lucrat ușor, cred că ăsta e numele nou pe care îl lansăm, rest sunt actori cunoscuți, e vorba de Diana de Cusară de la Teatrul Național, de Leo Rudencu, care a venit special pentru filmările astea din Elveția. Acceptați, intră în jocul ăsta Valentina Naforniță, pentru că povestea cumva e legată de povestea vieții ei și mi-a zis că n-ar fi putut accepta să facă altcineva, mă rog, rolul ei, și Radu Ghilaș, care a venit cu mine de la Iași, am mai lucrat cu el, știam la ce să mă aștept, a fost o colaborare bună, dar partea frumoasă, partea plină a acestui proces este că toată lumea s-a simțit confortabil în distribuția pe care le-am oferit-o cumva. Deci am lucrat într-o echipă restrâns, minimalist, ca să zic așa, toată lumea a reușit să găsească partea de mulțumire în toată povestea asta și trebuie să mulțumesc foarte mult echipei că am avut o echipă sudată. Toată lumea știa ce are de făcut și eu cred că faptul că noi am fost puțini acolo pe platou de filmare nu se va resimți în calitatea filmărilor și tehnic vorbind, filmul a avut toate condițiile ca să fie o peliculă demnă de, să zic așa, de festivaluri internaționale. Acum sperăm să reușim să adunăm și în conținut, în poveste, suficiente emoții ca să stea în picioare peste tot pe acolo pe unde ne propunem să ajungem cu filmul ăsta. Dar în primul rând, probabil filmul este pentru publicul din Republica Moldova, pentru că atunci când facem o luăm banii de la CNC, trebuie să ne gândim în primul rând la spectatorul nostru și după aia la alte acrobații pe care poate le așteaptă unii
într-un colț de lume. Bine, și filmul este filmat în Republica Moldova, într-o zonă rustică, asta vor putea vedea cei de acasă. Făcând referire la zona pe care ați ales-o, dacă tot se vorbește în acel scenariu despre o persoană sau despre o altă țară, au fost inițial planificate filmări și în alte colțuri ale Europei? Păi da, a spus Verena. Tot filmul trebuia să se filmeze în Italia, dar pentru că n-am avut buget, asta ar fi însemnat de 6 ori mai mult decât mi s-a oferit, am reinventat povestea, am adus protagoniști de străinătate în spațiul nostru autohton, ca să rămână cumva relațiile dintre personaje aceleași, dar ca să putem să le desfășurăm în limita bugetului pe care l-am avut. Din păcate, astea sunt condițiile filmului din Republica Moldova, dar nu cred că, în ultima instanță, spectatorul știe câți bani am avut și cât am să cheltuit. Important este să transmitem emoții. Asta, prin asta vine un film în fața spectatorilor, nu prin bugetul pe care l-are în spate. Și abia așteptăm să vedem producția. Dacă e să facem referire la anul 2023, domnule Mărginanu, vorbeam noi din aur de lansare. Cât de multe șanse avem ca acest film să fie lansat în cinematografe direct, astfel încât publicul ar putea să aibă posibilitatea de a merge pentru o perioadă mai lungă să îl urmărească. Da, asta este și scopul și visul și dorința noastră de a termina filmul cât mai repede și a-l lansa într-un moment potrivit. Bineînțeles, lansarea ce înseamnă? O proiecție oficială, o premieră specială, organizată cu presa, cu mass media, după care ne dorim ca filmul să rămână în cinematografie o perioadă cât mai lungă de timp. Asta este scopul fiecărui regizor, cred, să-și vadă filmul în cinematografie și cât mai mult lume, cât mai mult spectatori să ajungă în sale de cinema. Știu că trebuia să mă veți întreba de ce filmul sau când va ajunge și în televiziune. Este etapa următoare. Deci ne dorim mai întâi să avem sălile pline de cinema, pentru că în cinema filmul se privește altfel. Deci toate detaliile, toate nuanțele pentru filmate de către regizor, scenografie, operator, se văd doar în sala de cinema. Pentru că atunci când ești într-o sală mare, ai spațiu și atmosfera plăcută de a intra chiar în conceptul filmului și a vedea calitatea adevărată a filmului. Avem posibilitatea, apropo, pentru cei de acasă, de pe această tabletă, să vedeți și imagini din momentul de producție. Doamna Gorgos, cât timp s-a lucrat la acest film? Cât timp direct s-au filmat scenele ce ulterior vor fi puse la post-producție? Cred că procesul de filmare a durat cam 20 de zile, dar s-a lucrat foarte mult în faza de pregătire, pentru că noi atunci când ne-am dus la filmări știam perfect unde și ce punem. Camerele erau cumva pregătite pentru filmare, am lucrat foarte mult cu echipa înainte de filmare, astfel încât au venit actorii și am intrat în 20 de zile, cam puțin pentru un lung metraj, dar atât ne-am putut permite. Pentru că și actorii erau veniți din diferite spații și n-am putut să extindem mai mult procesul de filmare. Vă mulțumim mult că în această dimineață ați fost alături de noi. Vă dorim mult succes în continuare și așteptăm cu mare drag și alte producții. Dar până atunci să vedem acest film deja în 2023 respectiv. Mulțumesc, o zi bună. O zi frumoasă, reamintesc pentru cei de acasă prin intermediul online-ului. Alături de noi a fost doamna Violeta Gorgos, regizoare. Noi în continuare suntem alături de domnul Virgiliu Mărginanu, producător de film, președintele Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova. 2022, după mai bine de 2 ani de pandemie, într-un context extrem de complicat, făcând referire la tot ce se întâmplă în această zonă a Europei de Est, cum e să filmezi acum un lung metraj și dacă bugetul permite, pentru că știm cu toții că contextul este foarte, foarte complicat și destul de dificil. Da, dacă revenim la buget, trebuie să ne plângem, dar nouă nu ne place să ne plângem. Într-adevăr, ne descurcăm cu ceea ce avem, ceea ce înseamnă complicat. Dar aș vrea încă o dată să menționez, să ne lăudăm cu faptul că toți membrii echipei au venit să lucreze cu drag. Erau dornici de a lucra, de a se implica într-un proiect cinematografic. Mă refer aici atât la actori, cât și la echipa tehnică care stă în spatele camerei. Pentru că, vă dați seama, este o echipă mare care lucrează și atunci când ai un buget mic și trebuie cu fiecare să vorbești în parte, să se implice mai mult cu emoție decât cu partea financiară, oamenii acceptă și mă bucur foarte mult că am reușit să strângem o echipă bună care s-a încadrat exact în perioada de filmare. Am avut noroc și de timp, vreo 2 zile au plouat exact în timpul filmărilor, dar ne-a permis să și filmăm. Era în scenă. Era în scenă și am reușit să filmăm și în scenă și dacă vedeți imagini de la platoul de filmare, Valentina Nafornița ne mers într-o ploaie, glod până la glezne, râdea și ea, îi plăcea această atmosferă.
La Viena n-am văzut așa pe situație, dar am zis că suntem Raionul Glodeni, respectiv Glodul trebuie să fac parte din atmosferă, din scenografie. Raionul Glodeni are alura de Italia, din ce-mi dau seama, dacă... Deja vă dați seama, pentru că și Valentina Naforniță este din Glodeni și noi suntem din Glodeni și am preferat să filmăm acolo, deci în locul mai aproape nou. Dar acomodându-ne, bineînțeles, după buget. Asta este situația, trebuie să facem față lucrurilor și să ne descurcăm. Și atunci găsim soluții pentru a rezolva problemele cu resursele de care dispunem. Știu că este prea devreme, știu că o să-mi spuneți că încă nu există o dată exactă pentru 2023 și îmi dau seama că e o muncă titanică până a reușit să aduci filmul în fața spectatorului, dar se planifică o lună sau în prima parte a anului. Când se planifică lansarea? Cred că până în primăvară. Deci primăvară, vară cel târziu, vrem să lansăm pentru că în anul lansării rămâne ca anul nașterii filmului și de acolo să meargă festivalurile și tot ce înseamnă difuzare. Este foarte important să-l naștem în 2023, să zicem așa. O să găsim, sau în cadrul cronografului, sau în alte evenimente cinematografice, dar vom face o lansare oficială, în așa fel încât toată lumea să reușească să vină și să aibă timp suficient pentru a urmări filmul după lansarea oficială. Eu abia aștept să vedem această producție cinematografică și sunt sigur că în următoarele săptămâni ne vom mai întâlni cu dumneavoastră, pentru că știu că tot timpul toamna este plină de film aici în Republica Moldova. Ați avut dreptate. După 2 ani de pandemie, cu cineaștii și-au deschis porțile și au început foarte mult să lanseze. În toamna asta ne așteaptă 2 premiere de film noi, pe care toată lumea abia așteaptă să le vadă, după care urmează alte producții. CNC-ul acum a finanțat multe proiecte. Eu sunt sigur că cineaștii au foarte multă treabă. Domnule Mărginea, a fost din nou o plăcere să fiți prezent aici la noi în platou. Vă mulțumim mult că ați acceptat să veniți. Și noi vă mulțumesc să ne cu ochii pe cultură și pe cinematografie. Așteptăm cu mare drag să revenim să vorbim și de producțiile ce vor fi lansate în această toamnă.